A fost original. M-a scuipat unul pe stradă. Mi s-a întâmplat a doua oară vieță. E bine, cum se întâmplă de fiecare dată. În prima dată mi s-a întâmplat când era unul fioros și le zicea la prietenii lui, da, mie îmi place că ăștia merg în căști. Deci câtă frunză și câtă iarbă e la fața de frunză și de iarbă. Cred că de-aia bagă și iarbă, că mai avem nevoie și de iarbă. Cum câtă frunză și câtă iarbă. Și după aia m-a îngrămădit unul, mă băga în boscheți și urla că mi-am vândut apartamentul. Vrea apartamentul. Dar nu știa prețul corect. Și l-am văzut apartamentul de acolo. De unde zice? Mă pun eu cu inteligența ta supremă. Dar mă băga în boscheți. Vreau să mă cotărcesc. Păi, se uita prietenii lui la el. Ia uite ce proțăpit ăsta. Îl bagă în boscheți. Vrea să-l facă boschetar. Băi, vii după tata. Și tata mi-a prezis că ce? E tata omid. Că o să ajungi boschetei. Dacă am tare mintale, pare că sunt tare. Ajung boschetare. Da? Și de la viața mea vreau să mă cheme ca pe câinele la boschito. Ăla cu boschito potrivit-o. Și o să mușc numai japonezi. Și îi mușc de blana și le zic sayonara. De ce? Să mă iubește japonezi. Eu m-am întâlnit cu o japonez. Cum? Era aici Nissan Shigoro, nu? Și Shashkuchu, nu? Nu. Îi ziceam la fată, vorbeam în engleză cu ea. Altă limbă, pula mea, știam și noi. Dar aia se chinuia, bă, da, se chinuia fata, bă, se vedea că se chinuie. Dar eu o înțelegeam, ce pula mea zicea. Și când am început să-i vorbesc în japonez, a rămas la... Wow. Ia uite să-mi bag pula, zicea, am venit în România și ăștia știe japonez. Da, știu. Wow. Poate a rămas cumpită. Am pula nu știe asta de pune. E prea la distanță mare de aia. Da, da. Aproape o carte. Unde-i